Se vede lacul Coliba, uite. Ce fain se vede de acolo. Super, munții Bârgăului și Colimani. Da, foarte fain. Este cu punții de comandă. Asta de la cu noi. Forever, omul cu punga. Foarte tare, fain. Deci merită să veniți. Acum am coborât pe alt traseu cu domnul Florin Salomantistu. Nu știu ce s-a pune suntem, dar suntem pe munți Călimani. Oameni, dar aveți bani? Haideți în Călimani. Bani pentru rai. Că nu mai vine rău anime. Și a venit și ploaia. Trebuie să vină. Mă, la coborâre e bine. Mai avem un pic. Ajungem. S-a întunecat afară, ce se face? Bine că avem copaci ăștia, ne mai lingă atât. Mulțumim Dumnezeu pentru ceața asta, ce să zic. Sper să ajungem cu bine acasă și tura viitoare poate să fie soage. Așa că noapte bună, mere pe lună. Numai bine, rău la nimeni, bă! România, te iubesc! Mai am voce. Și incredibil am ajuns la microbuzul de unde am plecat, moșilor. Ai la blocul ăsta. Părăsit-o. Că să mai vine Radea, că vine cu fetele. Hai că am ajuns, moșilor! În sfârșit, a dat o ploaie, mă. Ia, și am pe mine plin de zdrență. De astea. Pelerini de ploi. Da. Trebuie să vine și ploaia, de bine că vine acum la sfârșit, la prăsit. Așa că a fost foarte frumos astăzi, prea de ceață. Dar tura viitoare sperăm să nu mai fie ceață. Nor și ceață. Așa este în viață. Nor și ceață! Stai în ploaie, greș mai mare! Da. Sperăm să mai revenim în munții Colimani. Oamenii care au bani pentru rai să vină aici când e bani. Nu mai bucurii de rai! La revedere! Vedem la o bere! Fără alcool, moșii, că nu-i post. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți! La mulți ani, Alexandra! 1000 de ani fără reparații! Sunt Alexandru astăzi, 30 august 2021. Am trebuit de a trage la 1.